Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim, fie A și B, două numere naturale nenule. Spunem că A îl divide pe B sau A este divizor al lui B și notăm A divide B dacă există un număr natural nenul Q, astfel încât A ori Q egal cu B. De exemplu, 2 îl divide pe 12 pentru că există numărul 6 cu proprietatea că 2 ori 6 egal cu 12. Observăm că la rândul său 6 este divizor al numărului 12. 4 este divizor al numărului 16 pentru că există 4 cu proprietatea că 4 ori 4 egal cu 16. Notăm cu dn mulțimea divizorilor lui n. De exemplu, mulțimea divizorilor lui 12 conține valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12, iar mulțimea divizorilor lui 16 conține valorile 1, 2, 4, 8 și 16. O primă metodă de determinare a divizorilor numărului n constă în a observa că toți divizorii săi sunt cuprinși între 1 și n inclusiv. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 la n și va verifica pentru valoarea curentă a variabilei d dacă aceasta este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se realizează o prelucrare a divizorului d. Algoritmul prezentat este corect, dar ineficient din punct de vedere al timpului de executare. O altă soluție este să observăm că pentru orice n, de la valoarea n pe 2 plus 1 până la valoarea n minus 1, nu mai există divizori ai numărului n. Astfel, putem să înjumătățim intervalul în care căutăm divizorii lui n. Implementarea în pseudocod a algoritmului optimizat de afișare a divizorilor unui număr natural nenul. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 până la parte întreagă de n pe 2 și va verifica dacă d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se afișează valoarea curentă a divizorului d. La finalul algoritmului se afișează și valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n, singurul mai mare decât jumătatea sa. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul n și afișează pe ecran numărul divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci mesajul afișat pe ecran va fi: numărul de divizori naturali ai lui 1 este 1. Dacă n egal cu 6, atunci în urma execuției programului mesajul afișat va fi: numărul de divizor natural ai lui 6 este 4, iar pentru n egal cu 12, pe ecran se afișează următorul mesaj: numărul de divizor natural ai lui 12 este 6. În codul prezentat se utilizează variabilele n, d și nr. Cu ajutorul instrucțiunii input se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. În variabila nr se va calcula numărul divizorilor naturali pentru numărul n. Se utilizează structura repetitivă cu număr necunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0 și în caz afirmativ,
este identificat un divizor al lui n și se mărește cu o unitate valoarea variabilei n. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii print, se afișează valoarea variabilei n precedată de un mesaj informativ. Refaceți algoritmul prezentat și modificați intervalul de căutare pentru determinarea divizorilor numărului n. La execuția codului, dacă n egal cu 1, mesajul afișat este numărul de divizor natural al lui 1 este 1. Pentru n egal cu 6, mesajul este numărul de divizor natural al lui 6 este 4. Iar dacă n egal cu 12, mesajul va fi numărul de divizor natural al lui 12 este 6. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul 1-10 la a 4-a și afișează pe ecran, precedată de un mesaj informativ, suma divizorilor naturali comuni celor două numere. De exemplu, dacă A egal cu 20 și B egal cu 12, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: suma divizorilor naturali comuni este 7, deoarece observăm că divizorii lui 20 sunt 1, 2, 4, 5, 10 și 20, divizorii lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6 și 12 și în acest context divizorii comuni sunt 1, 2 și 4 și suma lor va fi 7. În codul prezentat se utilizează variabilele A, B, D și S. Cu ajutorul instrucțiunii input se citește câte o valoare pentru variabilele A și B. Citirea este precedată de afișarea unui mesaj informativ, prin care îi se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură câte o valoare pentru variabila A, respectiv pentru variabila B. În variabila S se va calcula suma divizorilor naturali comuni celor două variabile A și B. Variabila S este inițializată cu valoarea 1. Variabila D este și ea inițializată cu valoarea 2. Se utilizează structura repetitivă cu număr necunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului A. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui A la D este 0 și restul împărțirii lui B la D este 0. Deci D este divizor comun pentru A și B și în caz afirmativ se adaugă la variabila S valoarea acestui divizor comun, reținut în variabila D. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii print, se afișează valoarea variabilei S precedată de un mesaj informativ. La execuția codului, dacă A este egal cu 20, iar B primește valoarea 12, mesajul afișat va fi suma divizorilor natural comuni este 7. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul n și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care produsul divizorilor săi impari pozitivi este strict mai mare decât el însuși sau mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă A egal cu 18, se observă că produsul divizorilor săi impar este 27, valoare mai mare decât 18. Și în acest caz, mesajul afișat va fi da. Dacă A egal cu 19, se observă că mesajul afișat de program în urma execuției sale va fi nu. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme ce prelucrează divizorii unui număr natural.